Dar tu ai o stare așa mai neplăcută, să știi. Eu? Da, de la un timp. Adică? O stare mai neplăcută? Te văd așa, căzut pe gânduri. Mm-mm. Nu, pur și simplu încep să-mi revin. Nu sunt pus pe gânduri, neapărat. Nu știu. Nu știu, nu vreau să zic că te-ai grăbit cu alegerea pe care ai făcut-o. Nu, am simțit să fac asta, nu m-am grăbit, dar am zis, bă, lăsăm toate armele jos, tot ce a fost lăsăm jos și vedem în continuare. Într-adevăr, îi dau dreptate, n-am mai fost împreună, poți să faci ce vrei, am luat-o și eu razna pentru că n-am permis ca de față cu mine să fac așa ceva, pentru că am avut sentimente pentru ea. Asta nu înseamnă că, gata, nu mai pot să o iert. Hai, fă bilețele! Eu nu mai extrag niciun bilețel, dar am frumos. Am pus pung la bilet și la tot. Eu nu mai o să ghicez niciun ceva, acum facem un joc. Mai zic cine a scris asta. Se întâmplă chestii care se interpretează. Da. Oricum, eu știu că doamne are planuri cu noi mai bune decât noi le avem. Și noi credem că-s bune, dar de fapt poate e greșite. Dar oricum, nu veni cu foi la Nu mai fac provocări, nu mai fac bilete, nu mai extrag nimic, vă rog să mă lăsați în pace. O, e un joc, deci este păi un știu, joc. Păi eu am inventat jocul ăsta. Și acum ai devenit ceva. Este un pamflet. E un pamflet. Tratați-l ca atare. Bă, dar vreau puțin și din partea ei, frate, să văd că păi nu, tu încă are curaj. Păi nu, ea n-are curaj pentru că tu încă nu i-ai dat nimic de înțeles. Du-te și tu un pic, accelerează puțin. Băi, Alexandra, da sau nu zic? Eu vreau, vrei sau nu vrei? Mai mult de atât n-am ce să zic. Că n-am ce i-am să... I-am spus, mă, tu realizezi că tu ești a doua, în 8 luni de zile, a doua fată care mi-a tras atenția? A fost Larisa și ești tu. Acum, nu te simți puțin specială? La modul că eu am avut foarte... Nu te uiți puțin. Nu, am avut foarte puțin. Nu te simți specială, mă, pat. Am zis prost, așa-i? Bă, Patrick. Zici că merge? Totul sau nimic, da. Direct așa te duci, băi, știi ceva? Eu te vreau, vrei sau nu vrei? Că nu stau să mă rog de tine. Dăm puțin două bilete. Vreau să fac o chestie. Și e pentru mine. E pentru mine. Păi, vă fac eu acum ceva. Te baci? Nu știu ce să fac. Nu te mai băga. Mai bine nu. Dar nu te uita, nu te uita. Vreau să mai stric ceva. Deci, este un pamflet. Măi, dar oare fetele astea nu pot să facă ceva și să-și asume că vor să facă și să nu se ascundă după niște provocări pe X și 0? Bun. Toată ziua, bună ziua, X0, hârtiuța. Dacă ai avea ocazia să mergi la un date, să vedem cu cine ai merge tu la un date. În baza la ceea ce alegi, ăla rămâne răspunsul. Este un pamflet, bine. Este un joc. Dar să mai facem și noi ceva. Ia să vedem destinul pe cine alege la un date. Ia să le pui pe masă. Acuș. Da. Ia. A luat două. A luat două. Erau două. Ia. Să vedem cu cine. Nici nu cred. Cu e Patrick, nu cred! Deci, nu cred! Deci, ai fost deci nu cred! Stai un pic, mă ia capul. Tu abia ce te-ai împăcat cu omul ăla, ce ai sărut, te pupte, nu știi, și după aia vrei provocări. Provocări care pot include și ceilalți băieți în casă. Păi da, e normal. Că aia includ. Păi înseamnă că asta îți dorești și îți place scandalul și situația în care ești pusă de fiecare dată. Nu? Da, exact. Păi și o iubire unde e? Am văzut deci aici. Nu cred. Bogdan, Robin. Nu cred. Și Gagea. Deci nu cred. Și Gagea și Patrick. Dacă ai putea să mergi la un date, Patrick. Deci nu cred. E ceva. Nu cred. E imposibil. Bravo, Denisa. E ireal de câte ori îl trage pe Patrick. Deci mie nu vine să cred. Da, o primi conexiune Gagea cu noi? Nu? Și nimic. Cum, nimic? Că odată au venit acolo, m-am trezit cu el. Au venit să o pupe. N-a primit. În fața mea, gen, știi? Da. A venit în fața ta, nu? Da. Mamă, ce dare are Nelomul. Da, știa că sunt acolo, probabil. Da, dar gen, să-ți facă ție în ciudă, știi, mamă, ți-am luat-o, ea mea.
Crezi că dacă v-ați mai despărți acum încă o dată, ar fi finalul? Dacă s-ar întâmpla, Doamne ferește, să ne despărțim iar așa o perioadă lungă, cred că atât din partea mea cât și din partea ei o să înțelegem la un moment dat că s-a consumat între noi tot ce a fost de dinainte, tot ce a fost s-a consumat. Dar acum nu vreau să mă gândesc, nu mai vreau să gândesc negativ, pur și simplu. Ultima întrebare, că te-ai băgat în horă, trebuie să joci. Nu, jur. Deci nu înțeleg ce se întâmplă aici. Alexandra! Las-o! Mama. Ce treabă ai? Da, nimic. Spune acum dacă... Spune-mi, Rebecca! Spune, nu mai zic, las-o. Ba da! Am să aud ce provocări vă mai faceți pe acolo. Nu-s provocări! Sunt provocări. E fiecare dată tot pe Patrick l-am luat. Ce soare să știu. Un joculeț cu întrebări. Hai, continuă! Ai încă o întrebare. De zic că sunt provocări. Nu. Ați vorbit fără să știi. Nu. Încă o întrebare. De ce întrebare... horoscopul? Da? E horoscop din ăla, e... Cum se numește? Ana, de aveați voi când erați mici aici. Oracol. Oracol, da, la pe cine mă iubește, cine mă iubește pe mine, ce băiat mi-e frumos. Știi că era o chestie de băgaj de citele așa și făcea așa. A, origami, da, dar la aveam și noi. Și că s-a pupat gagea cu Alexandra. Da. S-a împăcat cum ar veni. Da, a fost Patrick acolo. Și a zis că nu este 100% pe decizia pe care a luat-o. Cine nu Alexandra. E 100%? Alexandra, nu? Nu e 100% sigură. Păi asta zic bine, că... La... O să fie bine și că îi pare rău și de Patrick la modul ăsta, știi? Și că a întrebat-o Patrick că... La 100% îi pare rău, frate, dar acum, nu se recunoască niciodată treaba asta. Auzi ce i-a zis Patrick, dacă aș vrea acum să te pup pe obraz, m-ai lăsa? Te-ai supăra? Și a zis că... Gen... Ea nu s-ar supăra, dar s-ar supăra gage. Păi i-am zis, bă, dar te-ai sărutat cu femeia ta și nu ești fericit deloc. Eu apreciez pe Alexandra, știi de ce? Hai să zic, e foarte șmecheră, e deșteaptă rău. Da. Îl face pe ăsta praf, mă. Știe să-și facă cărțile. Lasă că știe, e deșteaptă fata. E mult știe mai deșteaptă bine, de... frate, clar că e cu mult peste el. Mult, mult rău, da. Mă, Doamne ajută să fie bine acum. Am greșit și eu. Dacă... Eu am început să greșesc, într-adevăr. Am ridicat tonul în fața ei. Am vezi vorbit că acum te-a pus pe tine. Păi m-a acuz în totalitate. Și nu ai greșit doar totalitate. Tu. Am zis la început. Nu în totalitate. Păi la început, dar din momentul în care Patrick a intrat în cunoaștere cu ea, tu te-ai schimbat gagea. Tu n-ai mai fost cum ai fost la început. Păi da, pentru că n-am vrut să o pierd. Și pe bun, dar ea nu a văzut lucrul ăsta. Mi-am dat seama atunci, zic, stai că nu e ok. Ea până în gală, ea nu a văzut lucrul ăsta, ea nu a făcut alegerea către tine. Ea a continuat în continuare să-l cunoască și pe Patrick, pentru că i-a făcut plăcere și s-a simțit bine lângă el. Da. Și lângă tine se observa că nu mai e fericită și pentru că nu mai eram, nimic. Eram într-o stare în care nu puteam să îmi induc singur fericire, că nu mergea. Așa, când sunt cu ea și când sunt în toane bune, e altceva. Crezi că vor primi date? Așa ar trebui. Eu știu ce să zic. Că s-au... Păi dar ce, frate, dacă s-au sărutat de acum, înseamnă că fac și eu ca el, asta înseamnă că s-au împăcat? Păi s-au împăcat. Păi stai să vedem cât ține și împăcarea asta. Îmi place și mie Alexandra un pic. Îți place de Alexandra? Puțin. Nu era. Păi hai să mergem la Roberta să ne bage niște pile la Alexandra. Ne lasă oare să nu ducem? Nu știu. Nu ne mai lasă. Păi nu vreau să fiu acum. Ia. Dar o să îmi pachetez frumos, să zic. Hai. Da. Cum să zici? Eu sunt gen. Dacă n-am știut, n-am știut. Păi dacă știam, nu mă duceam la obor. Mi-am pare rău. Am pus niște oameni pe drum, am... Ok? Dar știți că dacă ea e genul lui, înseamnă că niciuna dintre noi, de fapt, n-am fost genul lui. Deci, problema la noi. No. Păi, Patrick a zis de noi toate că suntem genul lui. Exact, dar și mie mi-a zis asta în camera. De mine, de tine, de Roberta. Și la tine și la Roberta, exact. Nu știu, dar tu așa din ce... Că oricum citești imediat, crezi că nu-i pare rău? Eu exact întrebarea asta am pus-o. Nu-ți... Crezi că nu-i pare rău? Nu crezi că îți va părea rău, că ești una din fetele care mi-a atras atenția în ultimele 8 luni și să nu încerci nimic? Și eu spus că încă nu știe dacă îi pare rău sau nu.
Adică încă adică nu știe. O portiță mică acolo deschisă o lasă mereu. Eu zic că are un semn de întrebare și acolo. Are un semn de întrebare, dar portița ți-a închis-o. Poarta ți-a închis-o. Are un semn de întrebare, dar aia ți-a închis-o, știi? Ai zis și în gală. Bă, dacă s-au sărutat... Bă, de deșteaptă Alexandra oricum e, știe să o joace frumos. Da, mă, dar... Nu, nu vreau să zic că sună urât. E deșteaptă, îl cunoaște pe Gagea și cu Gagea poate îi merg niște lucruri. Bă, dacă îl lasă pe Gagea ăsta și aici, în casă și în afară, frate, e greu să aibă pe cineva. Ești... Omul de asta e atât de determinat. Că nu are încredere în el, nu știe ce poate. N-ai văzut că a intrat în casă și în prima săptămână a gafat-o cu toate fetele? Bă, ce chestie faza asta cu Denisa prin... Parcă a fost așa prin telepatie. Mhm. Uh-huh. Mi-a zis Antoni să mă duc să vorbesc cu Lenunța, să mă lase în partea aia sau să o trimită pe ea și nici n-am apucat să-mi termin propoziția că cobora pe scări, frate. Tu-ți dai seama? Băi, calma e de treabă, Denis, de treabă, știe, da, Caterin, da, chiar de treabă. Dar câteodată parcă vorbește mult prea serios așa, nu știu,